Ne apropiem de vara, așa că este șansa noastră de a ne reinventa garderoba. Cum se prezintă colecția magazinului Ghios, Gianina? Colecția magazinului Ghios se prezintă cu ținute de damă, atât de bărbați cât de damă. Carourile sunt în trend, se poartă anul ăsta foarte mult, pe nuanță de bleu-maren, predomină bleu-marenul. Tocmai vreau să te întreb, pentru că de obicei, într-un nou sezon, găsim câteva tendințe și am observat în colecția magazinului foarte multe fuste creion. În primul rând. Da. Dar sunt foarte multe imprimeuri. De asemenea. Da, foarte multe. Se poartă leopardatul, în primul rând. Așa cum este acesta, nu? Exact. Modelul drept. Un model care, zic eu, Gianina, că avantajează cam pe oricine, nu? Corect. Drept. Mergea sortată cu o bluză albă, cu o bluză crem. E ușor de asortat, în primul rând. Și pantofii? Cam ce culoare ar trebui să fie? Poate să fie un bej, poate să fie un nude, poate să fie... Deci, un joc de culori. Am înțeles. O fustă creion pe care am văzut-o săptămânile trecute în vitrină, dacă nu mă înșel. Da. O fustă din imitație de piele, nu? Roșie. Eu zic că e o fustă destul de îndrăzneață. Unde ar putea fi purtată, Gianina? Poate fi purtată și la un club. Și cum? Și poate fi purtată cu o cămașă. Noi avem cu o cămășuță neagră cu dungi. Ne-am asortat-o, merge foarte bine. Merge cu o cămășuță albă simplă, una neagră simplă. Eventual cu o cămașă albă simplă, cu pantofi stiletto, exact, nu? Exact, exact. Pentru că discutam despre imprimeuri, iată că și bulinele sunt în tendințe. Da, este o combinație cu tot cu top. Da, e o combinație reușită, nu? Da, este subțirică de vară, de in. Pentru cine ar fi potrivită această combinație? Da, în general, domnișoarelor, ele sunt mai îndrăznețe cu topurile un pic mai scurte. Și cu unde ar putea fi purtată? Poate fi purtată și într-un club și la o întâlnire în parc. Tot vorbim despre imprimeuri, am vorbit despre faptul că se poartă animal print-ul, bulinele, carourile iarăși rămân în tendințe și de data aceasta avem o fustă destul de amplă, nu? Da. Asta poate fi purtată atât la birou, cât la o biserică, poate fi purtată tot cu așa o curea la... care accentuează talia, nu? Corect, este cu talia, poate fi purtată și cu talie înaltă și cu talie mai joasă, acum depinde de lungimea pe care și-o dorește fiecare doamnă, domnișoară. În colecția magazinului Ghios am observat că sunt foarte multe rochii care pot fi purtate și la ocazii speciale, nu? Sunt și pentru ocazii speciale, sunt și pentru banchete, sunt și pentru servici, sunt și pentru... Sunt cam variată. De la dantelă am observat sunt voal, dantele, nu? Voal, saten. Diferite dimensiuni la lungime? Da, sunt și pentru doamne mai în vârstă care vor un pic mai lungi, sunt și pentru domnișoare care vor mai scurte. Și pentru că spuneai un pic mai devreme că la aceste fuste trebuie să punem și o cămașă, am observat că vom găsi acest obiect vestimentar în colecția magazinului Ghios din Shopping City Suceava. Bineînțeles, avem o gamă. Trebuie să ne spui ceva și despre accesorii, pentru că am observat că gențile supradimensionate rămân în tendințe și în 2015. Este adevărat și asta. Încercăm cât de cât să fim în ton cu ceea ce cer domnișoarele, doamnele. Sunt diferite modele, diferite dimensiuni, lăcuite din piele, depinde. Și culorile, bineînțeles, cu cât ne apropiem de sezonul cald, culorile sunt din ce în ce mai aprinse. Exact. De la roșu, verde turcoaz, galben, marsala, da. Observ acolo, albă da. Murdar, galben muștar, nu? Da. Am observat că nu ignorați nici bărbații în magazinul Ghios. Bineînțeles că nu. Aveți o zonă foarte importantă, dedicată domnilor. Da, în principiu ne axăm pe îmbrăcămintea de bărbați. Deci pe o colecție nostru, masculină, nu? Da, exact. Este... Încercăm să... Este foarte bine dezvoltată. Da, încercăm să satisfacem cerințele tuturor bărbaților, că sunt și adolescenți, sunt și mai în vârstă. Da. Suntem într-o zonă în care am regăsit foarte multe cămăși cu foarte multe combinații, papioane, cravate. Aceste cămăși pot fi purtate unde anume, Gianina?
Păi sunt cămăși care pot fi purtate zilnic, adică genul sport, care mi-ar fi asortate la blug, la un raiat, așa. Sunt cămășile business, care merg la întâlniri de afaceri, așa, plus cămășile elegante. De nuntă, botez, cu mătrii, așa. Deci, practic, în magazinul Ghios din incinta Shopping City Suceava, bărbații care, să zicem că se căsătoresc în această vară și încă nu și-au cumpărat costumul de mire, cu siguranță vor găsi aici, în magazin, costumul potrivit. Și costumul, și cămașa, inclusiv papionul, batistuțele, butonii, absolut tot. Și pentru cei care se spune că vor merge la acea nuntă, iată că avem anumite costume care pot fi purtate la ocazii speciale, nu? Da, sunt anumite costume care merg fi purtate la ocazii speciale. Sunt costumele de birou express simple, sunt costumele cambrate, sunt costumele clasice. Domnii în vârstă or să vrea costumele clasice pentru că nu îi avantajează modelele cambrate. Mai multe nuanțe. Am observat că regăsim aici și pulovere pentru cei care sunt un pic mai friguroși, nu? Sunt pulovere de cașmir, care se pot purta peste o cămașă, pot fi purtate simple, doar cu un maier. Jachetele pentru adolescenți, care tineretul care vor jachetele groase, 3 sferturi. Obsession. Obsession. Pentru că ne aflăm în această zonă, spune-mi, te rog, această cămașă cu papionul, un papion destul de îndrăzneț, zic eu, roșu cu buline albe, unde ar putea fi purtată această combinație, Janina? Bine, combinația asta poate fi purtată la o nuntă, inclusiv la un mire și care se asortează. Și o cămașă cu butoni, nu? Trebuie să menționăm. Da, este o cămașă cu butoni. V-am zis, se poate asorta inclusiv un mire. Dacă mireasa are în buchet ceva cu vișiniu, sunt domn care preferă să aibă papionul cu cât de cât asemănător cu buchetul domnișoarei. Cam ce culoare ar trebui să aibă costumul atunci când alegem această combinație? În principiu se merge pe negru, blămaren simplu, se merg mai mult pe nuanțele simple. Și pentru că am luat un papion, data următoare vom lua o cravată. O cravată tot roșie, dar un roșu un pic mai deschis, tot cu buline, iar cămașa este... Bleu. Ce costum alegem aici? Și unde ar putea fi purtată această combinație? Bine, combinația asta poate fi purtată și la o întâlnire de afaceri, poate fi purtată și la birou unde se cere, se impune cravata. Merge și la un costum maro, merge și la un costum gri, bineînțeles negru blămarenul, care sunt nelipsite și merg în orice combinație. Observ, este o abundență de flori în materie de cravate și papioane în magazinul Ghios din Shopping City Suceava. La final, Janina, care este sfatul tău pentru cei și cele care urmăresc această emisiune Tendințe Shopping, vor să-și reinventeze garderoba sau schimbe cât de cât, dar nu știu ce să fac. Noi așteptăm să vină la standul nostru. Avem marfă pentru toate gusturile, inclusiv pentru bărbați, pentru damă. Cămăși de mire, cravate, papioane, veste, absolut tot. Dacă nu știu, ne găsesc în Shopping City.